Primăria municipiului Deva va începe mâine 15 mai distribuirea măștilor de protecție pentru locuitorii din Deva și localitățile aparținătoare Archia, Cristur, Bârcea Mică și Sântu Halm. Fiecare familie care locuiește la bloc sau la casă va primi un pachet cu măști de protecție. Măștile vor fi distribuite de către echipe formate din angajații ai primăriei Deva și ai Direcției de Asistență Socială. Măștile vor fi distribuite pe zone în toate cartierele municipiului și satele aparținătoare. Din 15 mai, conform măsurilor instituite pe perioada stării de alertă, purtarea măștii de protecție va fi obligatorie în spații aglomerate închise, precum și mijloacele de transport în comun, în magazine, instituții sau societăți comerciale. Programul de distribuire a măștilor se va desfășura și după masa, precum și în zilele de weekend. Mai multe detalii în jurnalele viitoare.